Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sump. Băi, fraților, n-am mai postat de ceva timp și am să postez. Bă, dar nu vin cu informații foarte plăcute pentru că, frate, nu știu, chiar confuz. Chiar mi s-a luat de facțiunea asta, mi s-a luat de Sump în general, nu prea mai joc. Am lăsat mai mult caracterul pe stick să fac și o level 16. Pur și simplu am ales cea mai plictisitoare facțiune de pe server, frate. Și nu e neapărat de asta. Dar mai trebuie să și stau forțat acum, nea, că dacă e să-mi fut tot FH-ul. Și pur și simplu, frate, nu mai... Mi s-au luat de Sump, frate, nu mai joc Sump. Nu mai îmi place să joc Sump. Nu mai joc, nu mai... Mă joc așa de mult, de fapt, că mai joc, dar nu mai joc așa de mult. Și nu știu ce să zic, frate, chiar habar nu am ce să zic, bă... Na... Pur și simplu, după ce am dobândit atâtea chestii pe server... Nu prea mai joc, nu găsesc numai ratați, pișamași pe fața lor, ID Crafter. Oh my, Craft, cum era mă, Craft, uite ăsta, pișatul ăsta, bă, dar mi-aș pula în gura lui să-mi bag. Bă, contract 49. Toți morții mai tine, bă, intrați toți pe server care aveți bani și puneți contract pe Craft Player. Își puneți, bă, mi-aș pula în gura lui contract pe el, mă. Își puneți în continuu contract pe el, futeți-l, mă, pentru mine așa, ok? 5.000 e un contract normal, dar eu o să pun 10.000. Contract 49, 10.000, ia luați-l, între 5.000, a, 5.000, ok frate, 5.000, luați-l în pula, așa, bă, vă rog, deci, puneți contract pe el în continuu, vă rog, deci chiar vă rog, dacă aveți bani și vreți, pentru mine, puneți contract, bă, cu aia, să-i futem jocul, doar așa, frate, pentru că nu mai am niciun chef, pur și simplu, deci, dă, ridicețe, îmi fură mașina, stă jumătate de oră în ea, mă, băi, stă jumătate de oră în ea, pur, mă, fură mașina, stă jumătate de oră în ea, băi. Și, da, am zis să vin cu mașini de la, de asta, de la, acțiune, dar, da, nu are rost, frate, pur și simplu, normal, dacă dai nici licență, vrei licență, nu vii să-ți bați joc de la care, na, ia uite-l pe Jojo, hai, nu vii să-ți bați joc de instructor, știi, pentru că, na, la level 19 să fii civil, e trist. Deci, și să nu fi fost niciodată într-o facțiune, pentru că tipul ăla nu a fost niciodată într-o facțiune, că m-am uitat la el. E trist, frate, chiar e trist. Maxim 9 ani dau, că n-are mai mult, să dea nici licențe să sfure mașina, să stea jumătate de oră în ea, chiar nu pot să-i dau mai multă mentalitate. Și așa că o să... o să-mi bag, o să-mi iau 30.000 și de fiecare dată o să pun... Ia stai, 30.000. Și o să pun în continuu, frate, contract pe el. Și o să merg să joc și la barbot cu ocazia asta. O să merg să pun contract pe el, frate. Deci chiar nu mai am chef de tipul ăla. Puneți contract pe el, zăieți, nu știu, vă duceți-l omorâți dacă sunteți civili. O să-mi fac și un cont nou pe care o să-mi dau licența de arme contract ăsta. Sau o să iau de la un prieten, un coleg, de fapt. Ce pula mea, ce gânduri am și o să-mi dau licență. Mi-au trecut ani, vai, din facțiune, păi cer aia dovezi, n-am dovadă. Am încercat, bă, odată, fiți aniți. Mai de mult când am fost în scolință, tot de mi-am luat un invite, să se vă povestesc. Mi-am dat licența. Deci mi-am dat licența singur. Oh. Lol. S-a mort tu, că e asta în facțiune. Oh, rezistant. Hai. Da. Pur și simplu, frate. O intra și Răzvan, văd. În scun instructor. Pur și simplu, frate. Nu pot să dau seama cât de e retardat să fii, frate. Să faci chestii de genul. Una, hai să-i trimite și un SMS. Ce? Ah. Turn on. Da, does not... haide ca mai să mergem. Stăm aici și mergem să jucăm barbot. Da, și puneți contract pe el, vă rog, ia. Contract, craft, 5.000. A, pot să pun de câte ori vreau? Deci, dice 607 ani de mm. Uh, 637. Hai, frate, 10.000. Am pus de 10 ori contract pe el, să-mi bag jură. Își pun de câte ori e nevoie, mă.
place your bet. Să zice Mihai, 5.000. Dacă pierd, mă duc de aici, nu mai am chef. Ah, nu, păi găsit. E un excepțional. Dă și crește acum. Accept DC 375. Ce de fapt e? N-am 100.000 de timpul la mea. 20.000. Nu auzi nimic cu aia. Atunci, drept. Da, v-am zis, mi s-a luat, frate, de facțiunea asta. Nu mai prea joc. Dacă, nu știu, frate, dacă aș fi în mafie, poate, dar nici așa, să mai că pur și simplu, la ora 10 în fiecare seară, sunt obligat să fim la ora 10 în fiecare seară și pentru mafie, nu e ok. Pur și simplu, nu mi s-a luat de Sam. Nu știu, frate, ce să fac, chiar abar, nu am văzut că Sam pe cea mai apreciată serie, majoritatea s-au abonat pentru Sam. Nu știu, nu pot să vă dezamăgiți, dar nici nu pot să filmez forțat dacă nu-mi place jocul ăsta și... Na, chiar nu știu ce să zic, frate. Cred că o să-mi pun demisia și s-a cam terminat, zic eu, nu știu ce să zic, frate. Sau să intru în altă facțiune, abar n-am, frate, o să încerc să mă decid. Dar nu știu, frate, chiar habar n-am, deci chiar sincer habar n-am. Mi s-a luat, pur și simplu. Acum două zile... Ce două zile? Ieri eram ceva de genul wipe, deci mă joc jocul ăsta la nesfârșit până dispar toți playerii, păi acum mi s-a luat. Să-mi bag picior, frate, nu știu, se schimbă așa repede lucrurile. Nu știu, frate, ce să zic, chiar habar nu am. Raportul de unde să-ți-l faci când dau numai ratați ni de licență și-ți fura mașina, de unde pui mei să-ți-l faci, frate? N-ai de unde, chiar n-ai de unde. Și... Mă, frate, cred că o să-mi pun demisia. O să aplic pentru altă facțiune dacă mă acceptă bine, dacă nu mă acceptă, iară bine. În rest, nu știu, frate, ce să zic. Ia să-i zicem și la Jojo să vedem ce reacțiere. N-am bărnul 3900 și o să-mi ies 8, că nu fac bărnul pe ăla. Nu știu, pur și simplu, e o facțiune destul de plictisitoare. O să se plictisească și Răzvan, părerea mea de el. Așa, frate, pur și simplu, e plictisitor și mi s-a luat de Sam, v-am mai zis de 1000 de ori și o să vă zic. Poate, nu știu, frate, chiar abar m-am. O să mă decid, eu văd, o să ne puți, cred. Știu, o să încerc să mă decid zilele astea, poate o să luăm o mică pauză cu seria de Sam. Nu știu, chiar abar nu am. Nu știu, o să văd, uite, de exemplu, el e colider, m-am înțeles, am făcut și glume cu el și în simulări, am făcut atâtea glume, bă. Deci, cred că mă dădeau afară, știa, mă, dacă aflau ce glume am făcut cu el, frate. Deci, am făcut la glume cu el, m-am înțeles bine și, uite, nu vrea, frate, să pierd, nu știu. Nu știu, da, am vrut să stau, am 15 zile, mi se pare, sau am dat 16 zile am în facțiune. Nu știu, hai să stau până la 50 de zile prima dată. După aia 100 m-am gândit. Na, mă rog, o să văd ce o să fie, deci o să văd și filme, să-mi bag piciorul, dar nu merge pentru că am ăla dezactivat. Dar o să încerc să filmez, să vă arăt și vouă cum fură ratați ăștia mașinile. Dau unii licențe și le fură, frate. Și o să pun pe canal, să vedeți cum se procedează aici mai nou. Tiny, de ce să le fur mașina? Ce sărac, mă, n-ai și tu bani au de o mașină, de o bravura. Nu, trebuie să te duci să mai instructori, că stai mai bogați și trebuie să le iei mașina. Na, ce să fac, frate, nu mai proja, că se uită oameni de ăștia la mine la videoclip să-mi sugez pola, sincer. Chiar, sunteți niște ratați. Că astea nu-s glume, pâine. Pentru tine poate e amuzant, dar pentru ăla nu e amuzant. Că el încearcă să-și facă raportul. Tu habar nu ai ce seamănă la raport. Tu roburi și să stai să belești pula, asta e faza.
Deci, na, atât am vrut să vă zic, nu știu, o să văd dacă mă las sau nu. Acum, dacă nu o să mai postez mâine, nu înseamnă că m-am lăsat, înseamnă că mă gândesc. Și, da, mă puteți căuta fiecare zi pe server, sunt cu slip-ul tot timpul. Bine, cu slip-ul, dar mă și joc, logic. Da, majoritatea timpului sunt cu slip-ul ca să fac level 20 pentru mafii, pentru că m-am hotărât să intru mafii. Nu sunt lasă sigur, 100% sigur, adică nu știu ce mafii să intru. Mafiile oricum sunt deschise aplicațiile la toate, stați un pic să-mi schimb și o tema asta. Mafiile sunt deschise aplicațiile tot timpul pentru că n-au playeri, pentru că nu toată lumea clică în mafii, stați să vă arăt. Hai mă, odată, ce-am făcut? Da, am făcut o prostie. O secundă că am făcut o prostie. Doamne, mă, prostă, s-am schimbat tema pe videoclip și acum să... Hai tipul ăla, mi-am dat cu telefonul. No, hai să vedem. Mi s-a blocat. Frumos, frate. Deștept și o să-mi schimb tema la Windows pe timpul videoclipului. Ah, ok. Dacă o să mi se blocheze și nu se mai deblo... Ah, gata. S-a deblocat. Soliniu s-a deblocat. Ok. Hai să intrăm pe panel. Vă pot să vă dau de acum, frate. Monitor capture. Că nu am băgat în memorie toată bine. Sunt perfect. Hai să ne dăm singur. Uite, să-i mafile cum se băgă de Factions, iau, deci toate sunt deblocate, maști. Nu poți să aplici, frate. Uite, asta mai e pe aici pe profilul meu. Bam! Ah, pana mea, hai să... Bam! Oh, chiar o să-mi cer să mă hotărăsc pe subiectul ăsta, o să stau foarte, foarte, foarte hotărât. O să... Pur și simplu o să încerc să mă gândesc foarte mult la decizia pe care o să o iau și într-un final am să o iau și... Nu o să mă mai întorc în viața mea scol distructuri și credeți-mă, nu o să mai... Pur și simplu, nu o să mă mai întorc în viața mea. Pare rău, frate, dar, uite, și ăsta, Răzvan, o să se plictisească. Vă zic eu, frate, pentru că n-ai ce face. Și eu, primele zile, eram atât de entuziasmat, pur și simplu. Eram atât de entuziasmat că intrasem în prima mea facțiune de pe Bizon. Din, na, recentă, pentru că am mai fost în facțiunea prima mea, adică am fost în viața mea scol instructor pe Bizon, nu știam cum e, dacă e diferit față de bagă, dar am fost entuziasmat, like, vreau să descopăr comenzile, cum era pe Bizon, o fi la fel, da, e la fel ca pe bagă, deci gând, deci dacă ați fost pe bagă, în scol instructor, e la fel ca pe bagă, pe Bizon, deci eram atât de entuziasmat, am crezut că e ceva diferit, că e ceva special, că cu sistemele lor unice, nu, e la fel, acum sistemul ăsta cu need licențe e altcumva, dar restul e la fel. Dai licența, pui întrebări și gata. Da, o să intru în mafii, că am mai fost în mafii. Filmez. Stai. Să închid telefonul să mai primez mesaje. Și... Na, nu știu, frate, ce să zic. O să decid, ok? O să văd. Eu o să decid. Da, sper că v-a plăcut acest episod, bă, eu zilele astea o să încerc să mai postez, o să încerc, nu știu ce o să fac exact, dar o să încerc să postez. Deci, ne vedem data viitoare. Salut!